multe frământări sunt în, în ultima perioadă în sânul echipei. Nu știu dacă le ne putem aștepta la mai mult în acest moment. Corect. Până la urmă, eu cred că ar trebui să ne stabilim, spun eu, fiecare dintre noi, un orizont de așteptare realist, pentru că atunci ne ferim și de dezamăgiri crunte. Categoric. Trebuie să dăm dovadă de maturitate. Exact. Cu toții suntem, că avem 20 de ani sau 50, este nepermis să nu poți să îți transferi rațiunea pe care o ai ca individ și asupra acestui aspect. Dinamo este, pentru tine ca dinamovist, este mai mult decât o preocupare sau un hobby. Corect. Este parte din tine. Și atunci, rațiunea ta de individ trebuie să te facă să pricepi că lucrurile și viața nu e simplă. Sau nu e atât de simplă pe cât ne-am dorit noi. Iar atâta timp cât pretindem că Dinamo este viața noastră, apoi tratează ca atare și fă ceva să îmbunătățești. Așa este, corect, de acord, 100%. Repet, ar fi bine să dăm dovadă de puțină maturitate emoțională, în primul rând, să stabilim priorități clare și să avem așteptări conforme cu realitatea. Nu putem ignora lucrurile care nu ne plac și să cerem foarte mult, pentru că atunci vom trăi dezamăgiri și exact din cauza noastră vom trăi aceste dezamăgiri. Absolut. Sper să... Noi singuri generăm mare parte din nemulțumire pe care le resimțim, pentru că avem niște închipuiri, ne dorim foarte mult, nu punem umărul la nimic, însă avem așteptări. Noi suntem într-o perpetuă așteptare. Da, acum, sigur, și eu mi-aș dori să cânt ca, eu știu, Pavarotti, am dat un exemplu, dar pentru asta trebuie să am un talent. În rest, o să am abilități, da? Dacă trebuie să fac o muncă, nu știu, inclusiv munca de la radio, neștiind nimic despre, am căpătat niște abilități prin muncă. Cred că și noi suporterii trebuie să înțelegem că înainte de a avea o echipă care să se bată pentru supremație, noi trebuie să fim lângă ea și să muncim, pentru că munca înseamnă să faci ceea ce trebuie să faci, indiferent dacă îți place sau nu. Atunci trebuie să muncim, să fim alături de ei, inclusiv în momentele grele, pentru a ne putea bucura cu adevărat atunci când vor reuși. Corect. Și satisfacțiile vor fi și mai mari. Este, dacă vrei, abilitatea de a fi suporter, care se capătă prin exercițiu în timp. Pentru că știu cât de greu este, mai ales pentru voi. Cer scuze, nu vreau să par arogant, dar pentru suporterul de provincie este mult mai greu să vină la meci, să plece spre casă 2-3 ore în condițiile în care echipa lui nu joacă nimic și nu obține nici punctele. Este înfiorător de greu și pentru asta eu am tot respectul, pentru că voi chiar munciți și lucrați zilnic la această abilitate de a fi suporter. Da, mă gulește constatarea ta. La mine e rutină, nu mă multe efort. Da, e adevărat că este rutină. E adevărat. Pentru noi, pentru mine și pentru noi, provinciali în general, orice meci este deplasare, chiar și cele de acasă. Exact, dar am spus acest lucru, pentru că voi, practic, faceți un efort suplimentar și... Sincer, de câte ori am remarcat absenteismul și am vorbit despre absenteism, m-am referit în primul rând la suporterii dinamoviști din București. Pentru că ei ar trebui să constituie baza. Dar nu se întâmplă așa, din păcate nu se întâmplă așa, țin minte și la derbiurile de anul trecut împotriva eternilor noștri rivali. Provincia a venit în număr foarte, foarte mare, au fost autocare care au venit organizat din toată țara. Ori, în mod normal, țin minte perioada când jucam în cupele europene și chiar în campionatul intern și umpleam stadionul 23 august, actual stadion național, numai cei din București. Corect. Repet, e pe vremurile, cu plajelor bucureștene, pe vremurile când, mi-amintesc, nu era meci în care să nu te împingi cu ceilalți ca să capeci un bilet. Exact. Și în tribune n-aveai loc să respiri.
exact. Sunt vremuri după care plângim. Și pe care, așa cum am spus și mai devreme, eu fiind un optimist bolnav, sper că se vor întoarce. Sunt vremuri care se vor întoarce. Da. Am certitudinea. Cu siguranță se vor întoarce aceste vremuri și credem că visul meu este să văd un stadion întreg în roșu atunci când joacă Dinamo. Nu știu, e visul meu. Da. Poate o să apuc să-l trăiesc, sper eu, cât de curând. Dar... Sunt convins, pentru că, uite, Dinamo are de niște ani, are oameni dezinteresați, cum ești tu. M-aș implica chiar și eu în această descriere. Sunt oameni care vor mult bine clubului și conducătorul nostru, sunt convins că, în special generațiile mai tinere, vor avea de învățat și vor veni lângă echipă. Să dea Dumnezeu să fie așa, pentru că văd foarte mulți copii, printre ascultătorii Radio Dinamo 1948, foarte mulți dinamoviști tineri, eu știu, 14, 15, 16 ani, și ei vin cu inima deschisă alături de echipă și este bine ca noi, cei care am prins vremurile bune, să căutăm să îi aducem și mai lângă echipă, pe cât putem noi, prin cuvântul nostru, prin ceea ce scriem, prin ceea ce facem noi. Da. Pentru că un copil... Aici trebuie să lucrăm, Ionuț, foarte mult la puterea exemplului. Exact. Noi trebuie să fim exemplu major pentru toți cei care n-au trăit ce am trăit noi. Exact. Atunci trebuie să facem tot ce ne spune putință să demonstrăm că Dinamo se poate iubi frumos. Exact, pentru că noi am avut norocul. Am avut norocul să ne îndrăgostim de Dinamo atunci când Dinamo a avut rezultate. Cred că este un noroc, pur și simplu. Atunci așa era, aveam rezultate. Aveam rezultate și pe plan intern, aveam rezultate și pe plan extern. A fost norocul, a fost șansa noastră, pentru că nici noi n-am avut modele. Ori acești copii, această generație care vine din urmă, are nevoie de modele în rândul suporterilor, pentru că ei nu au această șansă, nu au șansa rezultatelor. De obicei sunt cei care au părinți dinamoviști și așa mai departe, pentru că noi transmitem asta copiilor noștri. Da. Silviu, îți mulțumesc frumos pentru intervenția ta, îți mulțumesc frumos pentru articol și te mai așteptăm la Dinamo 1948 și sper eu să vină vremurile bune cât de curând. Doamne ajută! Mulțumesc frumos! Hai Dinamo! Hai Dinamo! Poftă!